Superliga vă este oferită de Superbet. CSU și CFR Cluj, iată două echipe care au pierdut etapa trecută, meciuri importante cu rivalele la titlu. La CFR eșecul cu FCSB nu s-a simțit chiar atât de acut și în orice caz nu în mass media, cel puțin. În schimb, CSU Craiova a reacționat oltenește. A fost anunțată o campanie de curățenie în lot. O campanie care a început cu portarul Arlauskis. Șutul lui Yeboah, respins în lateral. Și-a dat mingea să o pică tare. Aici avem șutul lui Yeboah. Marea. Centrare și încercare de reluare pe spate. Este gol, este gol. Să vedem dacă se ridică Fanionul. Se ridică într-un final. Se ridică în cele din urmă. Semnalizare extrem de importantă și probabil discutabilă. Imre Laszlo Buci este asistentul de pe atacul CFR-ului. Arbitrul cere calm. Bărsan probabil că așteaptă verdictul din cabina VAR. Aici este totul în regulă. Aici este totul în regulă. E, aici cred că nu mai este. La pasa dată de Krasnici pentru Deac. În interval scurt de timp. Oh, are noroc aici Popescu. Da Silva a pierdut de două ori mingea. Iată-l pe Bârligea din nou. Bârligea, dribling bun! Și trage incredibil alături. Și acum Bârligea. Trece splendid Bârligea de noul venit la Craiova, Gheorghe Deac, cu efect, cu mult efect, cu prea mult efect pentru portar. Din nou fază grea, din nou se cere penalti. Nu-mi dau seama unde este faultul. Sau, că avem și de acolo jucători. Deci din Curaçao, repet, s-au terminat teritoriile. Oh, ce șut bun! Vătăjelul trage cu stângul din voleu. Pe multă lume, comentatorul n-ar fi trebuit să fie surprins. Bun voleu, bun voleu. Scufet acolo, atent. Parează o minge care prinde și gazonul în fața lui. Bate Câmpanul. Oh, cât de aproape a trecut. Cât de aproape a trecut, bine bătut cornerul. Dar probabil că e un alt corner. Oh, ce lovitură de cap ratează Markovic. Uitat acolo, pur și simplu, uitat de Yeboah. Yeboah cred că era omul desemnat să respingă mingea. S-a dus prea în față. O greșeală de neiertat. E o greșeală de neiertat. El s-a dus, a intrat sub traiectorie. Iată acum, atacă cu 5 oameni. Șutul lui Ivan. Minge simplă pentru Scufet. Un corner. Și este gol! Înscrie Ivan. Schemă formidabilă. Schemă fructificată de această torpilă a lui Ivan. Iată că preparativele n-au fost în zadar. Și de urmărit ce s-a întâmplat la această fază, cum a stat zidul, cum a fost plasat, dacă nu cumva s-a dezintegrat în momentul șutului. Sau poate că Ivan chiar a tras pe lângă zid din mingea mișcată de coechipier. Vedem. A, se dezintegrează zidul acolo. Șut pe jos. Deja Evraiște. Deja Evraiște, zidul dezintegrat total. Ia priviți. Nu mai e niciun fel de zid acolo. Acolo e o grămadă de oameni care îl încurcă pe Scufet.
Ivan dă cel de-al șaptelea său gol. În praf l-a făcut zidul. Praf. Tras bine Ivan. Pe sub picioarele celor din fața sa. Aproape toți au sărit. Toți oamenii din zid. Așteaptă Colici undeva în careu. Luat în primire. Crețu trece din nou. Pas și șut. Gol! Gol extraordinar! Extraordinar! Ivan, o nouă dublă! Ivan șutează și cred că Scufet este într-o oarecare măsură vinovat la golul ăsta. Mingea trece pe sub el. O nouă dublă reușită de Ivan după cea realizată cu două etape în urmă, tot aici, cu Hermannstadt. Și atunci a dat ambele goluri în repriza a doua. Iată faza. Angajare bună lui Popescu. O spinge câștigată de Câmpanu. Trece bine Crețu. Centrează pe jos. Mă întreb dacă Scufet a văzut mingea. A, nu, nu e de vină, scuze. Nu e clar, este Iuri cel care deviază mingea. Scufet era pe ea. Iuri deviază mingea și urletul de durere al lui Scufet, care putea să rețină acest balon, deviat în poarta proprie de coechipierul său. 2-0. Superliga vă este oferită de Superbet.